În urma demersurilor făcute la nivel de administrație publică, la Năvodari a fost aprobată finanțarea realizării unor investiții de peste 54 milioane de lei, ce au în vedere realizarea de rețele de alimentare cu apă, canalizare și asfaltare de drumuri la nivelul orașului. Una dintre aceste investiții se referă la echipare tehnico-edilitară și asfaltare tramă stradală zona Midiasat, care presupune lucrări importante în cartierul de locuințe pentru tineri, în ceea ce privește rețeaua de canalizare de 6,8 km, rețeaua de apă de 6,99 km, precum și amenajarea și asfaltarea de drumuri în lungime de aproximativ 7 km. Valoarea totală a proiectului este estimată la 28.530.000 lei. Cel de-al doilea proiect reprezintă reabilitare străzi și echipare tehnico-edilitară în zona stațiunii Navodari. Investiția este de mare importanță pentru activitatea turistică. Printre acestea se va realiza o rețea de canalizare pluvială peste 7,1 km, dar și modernizarea și asfaltarea străzilor din zona de litoral, aproximativ 11,79 km. Foarte importantă este și amenajarea de trotuare pietonale adiacente străzilor modernizate și asfaltate ce se vor realiza prin proiect. Valoarea totală a proiectului este estimată la aproape 23 milioane lei. Un proiect extrem de important prevăzut în planul de finanțare este lărgire și asfaltare pod de Cluză, care presupune reabilitarea, lărgirea și asfaltarea tramei stradale și a podului rutier, ce traversează canalul Dunăre midia Năvodari, pe o lungime de aproximativ 1,3 mm. Valoarea totală a proiectului este estimată la 2,5 milioane de lei, suma fiind aprobată la finanțare. Astfel, în curând, traficul rutier se va desfășura pe mai multe benzi de circulație.